În perioada 8 februarie-9 aprilie 2021, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă vor desfășura la nivelul județului Călăraș campania națională privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă, securitate și sănătate în muncă în cadrul unităților care au ca obiect de activitate Cod Cayen 86, activități de asistență spitalicească, asistență medicală ambulatorie și stomatologică, alte activități referitoare la sănătatea umană, de stat și private. Obiectivele generale ale campaniei sunt identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale, care reglementează relațiile de muncă, securitate și sănătate în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale. Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare. Diminuarea neconformităților constatate anterior în domeniul securității și sănătății în muncă în cadrul unităților spitalicești. Creșterea gradului de conștientizare al angajaților și al lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, precum și în domeniul securității și sănătății în muncă în activități referitoare la sănătatea umană. În cadrul controalelor se vor urmări aspecte referitoare la angajarea personalului, transmiterea în termenul legal a contractelor de muncă în Registrul General de Evidență a Salariaților, durata timpului de muncă și munca suplimentară, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate organizarea activității de prevenire și protecția în domeniul SSM, evaluarea riscurilor și elaborarea planului de prevenire și protecție, utilizarea, întreținerea, revizia și repararea periodică a echipamentelor medicale, verificarea instalațiilor electrice, a instalațiilor de oxigen, a centralelor termice, a instalațiilor de ridicat, asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții biologici, inclusiv SARS-CoV-2.